Bună ziua și vă mulțumim că ați accesat canalul nostru de YouTube pentru a urmări prima noastră emisiune intitulată simplu și sugestiv Moment Liric. Astăzi, în prima noastră emisiune, ne vom delecta cu versuri scrise atât de cult și cu așa măestrie de scumpul nostru poet Dani Ciocanu. Vom asculta trei variante de interpretări a superbului poem numit Trage de fiare. Pentru prima interpretare am să invit în fața dumneavoastră un om deosebit de voios, iar el ne va interpreta în varianta lui voioasă, ca să spun așa, superbele versuri Trage de fiare. Numele celui care va interpreta aceste superbe versuri este Trandafir Marcel. Ați văzut, bă? Ce prezentare frumoasă mi-a făcut! Pe unul Marcel, nu mi-am spus. Hai să începem! Ce dracu' e muzica asta, bă? Puneți-mă o muzică, băi, voioasă, pe spate, mi-a spus muzică de bord. Eu spun poezii pe muzică de bord. Ce pizda vă zi? Puneți-o melodie, băi, frumoasă, băi, vioaie. Manele n-aveți? Băgați manele. Ceva cu salam, că mergea pe fundalul la poezie. Un salam ceva frumos. N-aveți? În fine. Iauzi. Fii atent aici, talent. Te supără un fraier? Să-i dai de grație, bă! Arată-i că tu ai sânge în instalație! Păi da! Și nu-l ierta! Dă-i bine peste bot, bă! Păi cum adică? N-are un chifl în stomac și să crede mai fi bot? Ia uite, bă! Că el în locul tău te-ar bate în ultimul hal, bă! Legal, după codul penal. Dă bine la coaste și la fica și mai tare, bă! Plătește, bă! Să nu-i dea nimeni spitalizare. Păi da. Și dă mâna cu el, ridică-l în picioare, dă-o șpeagă frumoasă pentru încasare. Spune-i că îi dai salariul pe lună. Dar la 6 luni și o bătaie bună. Du-te, bă, la sală, trage-mă de fiare, bagă, bă, pastile ca să te faci mare. Să mergi în mușchi să fii mândru de tine, știi? Că dacă ești mare, ți-o trag și mai bine. Ia, ascultă, bă, te s-o troadă gașca de la colțul blocului? Ai pâine de mâncat până ai să te impui. Că auzi războaie, ai tente de bătaie. Ia uite, bă, că dacă intri mâna mea, știi cine zici că te-a bătut? Iftimoaie, bă! Ia vezi cu metre, că nu e cum crezi tu. Nu încerca marea cu degetul. Că rămâi în gură doar cu măselele. Eu? Rămâne pedepsit, ca în bani de inele. Dacă te bat odată, nimic nu-ți mai trebuie. Te las să te refaci și-ți mai trag o porție. Dacă mă pui la mintea ta, nu te mai miști un an, bă, băiatule. Nu te mai uita, bă, la filme cu Cichicea, bă! Du-te, bă, la sală, trage-mă de fiare, bagă, bă, pastile ca să te faci mare! Să mergi în mușchi, să fii mândru de tine! Că dacă ești mare, ți-o trag și mai bine! O încântare să asculți pe acest om recitând aceste frumoase versuri. Extraordinară interpretare! Mulțumim, Trandafir! Mulțumim, Marcel! Mulțumim foarte mult! Și vă mai așteptăm cu drag la noi în studio și la alte emisiuni. Iar acum, în următoarea interpretare, vom avea un invitat de marcă, aș putea spune, a apărut la Taraf TV cu un extraordinar hit.
este manageriat de un sponsor, un manager foarte cunoscut în România. Numele lui este Guriță Fermecătorul. Gata cu metri? Pot să încep? Hai, te trezi, Bahtalo. Fii atent aici. Te supără un fraier? Se ude de grație. Arată că tu ai sânge în instalație cu metri. Păi? Și nu-l ierta, bă. Du-ai bine peste bot. N-ar chiflă în stomac și să crede mafiomă? Că el în locul tău, ascultă ce zic, fii atent, el în locul tău te-ar bate în ultimul halm. Bate-l, mă, legal. După codul penal, frate. Păi? Du-mă bine la coaste și la fica mai tare. Plătește-l. Să nu-i dea nimeni spitalizare. Și dă mâna cu el, ridică-l în picioare cu metri. Dă-o șpagă frumoasă pentru încasare. Spune că îi dai salariu pe o lună. Fii atent aici. Dar la 6 luni, și-o bătaie bună, nene. Du-te, bă, la sală, trage-mă de fiare. Bagă-mă pastile ca să te faci mare. Să mergi în mușchi, să fii mândru de tine, știi? Că dacă te faci mare, ți-o trag și mai bine. Te-ai suturat de gașca de la colțul blocului? Ai pâine de mâncat cu metri până ai să te împui. Că auzi război, ai tente de bătaie. Dacă intri în mâna mea, știi cine zici că te-a bătut? Știi cine? Ieftimoaie! Ia vezi cu metri că nu e cum crezi tu. Nu e cum crezi tu. Nu încerca marea cu degetul. Că rămâi în gură doar cu măselele. Eu rămâne pedesit, că am bani de inel. Pă cu metri, dacă te bat odată, nimic nu-ți mai trebuie. Te lasă, te refaci și-ți mai trag o serie. Dacă mă pun la mintea ta, nu te mai miști tu, n-am, bă. Nu te mai uita, bă, cu metri la filme cu Cichician, să mor eu. Du-te, bă, la sal, trage-mă de fiare, bagă-mă pastile ca să te faci mare, știi? Să mergi mușchi, să fii mândru de tine. Dacă te faci mare, ți-o trag și mai bine. Extraordinar, extraordinar. Dați-mi voie să-mi revin din această profundă interpretare. Foarte frumos, foarte frumos. Sper că v-a plăcut foarte mult interpretarea lui Guriță Fermecătorul. Îmi vine foarte greu să trec la următorul moment, să vi-l prezint pe un om nu prea cunoscut, dar cu viitor, aș putea spune, cu șanse mari pentru viitor de a deveni un foarte bun actor. Numele lui este Cărțulescu Ionescu. Haideți să-i dăm și lui o șansă, să ascultăm și interpretarea lui, să vedem cât de frumos poate să recite el aceste versuri minunate. Te supără un fraier? Să-i o dai de grație. Arată-i că tu ai sânge în instalație. Și nu-l ierta, dă-i bine peste bot. El n-are o chiflă în burtă și se crede mafiot. El, în locul tău, te-ar bate în ultimul hal. Bate-l, legal, după codul penal. Dă-i bine la coaste și l-a ficat mai tare. Plătește-l, să nu-i dea nimeni spitalizare. Și dă mâna cu el, ridică-l în picioare. Dă-o șpagă frumoasă pentru încasare. Spune-i că îi dai salariu odată pe lună.
dar la 6 luni și o bătaie bună. Du-te, du-te la sală, trage de fiare, bagă pastile să te faci mare, să mergi în mușchi, să fii mândru de tine. Că dacă ești mai mare, pot să te lovesc mai bine. Te-ai săturat de gașcă și de colțul blocului. Ai pâine de mâncat până ajungi să te impui. Cauți războaie, ai tente de bătaie. Dacă intri în mâna mea, zici că te-a bătut. Iftimoaie, ia vezi cu metre, că nu e cum crezi tu. Nu încerca marea cu degetul, că rămâi în gură doar cu măselele. Eu rămân nepedepsit, că am bani de inele. Dacă te bat odată, nimic nu-ți mai trebuie. Te las să te refaci și-ți mai bag o serie. Dacă mă pun la mintea ta, nu te mai miști un an. Nu te mai uita, te rog, nu te mai uita la filme cu Jackie Chan. Du-te la sală, trage de fiare, bagă pastile, fă-te mare și mergi în mușchi să fii mândru de tine. Că dacă te faci mare, te lovesc și mai bine. Ei, după cum vedeți, cred că s-a descurcat destul de bine și domnul Cârțulescu. Ei, și iată, ne-a ajuns la finalul emisiunii. Vă așteptăm cu drag și la următoarea emisiune. Vă mulțumesc pentru că ați accesat canalul nostru de YouTube și pentru că ați urmărit prima noastră emisiune.